Da, domnule Turcescu, foarte scurt, pentru că nu am deloc o expertiză punctuală pe acest dosar. Dar până la urmă, ce facem noi? Deschidem niște dosare care țin de fenomenul corupției generalizate din perioada guvernării Năstase, o spun cu toată responsabilitatea, domnule Blănculescu, descoperim implicarea unor personaje, cum este în continuare ministrul Dan Nica în acest subiect, descoperim complicitatea unui jurnalist, cum este Bogdan Chiria, care pretindea o expertiză pe relații internaționale, care era morsa competentă, așa cum bine l-a descris Andrei Pleșu, omniprezentă în platoul de televiziune și care era mult dacă mai nu interesant. E aici, nu e aici. Nici Chiria, hai să nu se nu se poate apăra. Păi da, nu e ok, nu e fair. Lasă să fie la un moment dat aici, să-i spui morsă competentă în față eventual sau nu știu ce, ca să cine a adresat acest apelativ? Nu eu l-am adresat. E foarte interesant însă un lucru, într adevăr. Nica prezent și atunci, cum iar cu peste timp. Și astăzi, practic în aceeași poziție, comunicații și atunci, comunicații și acum, ar peste timp, Dan Nica. Da, există o legătură și încă o dată există o legătură într-un tip de politică care a fost canonizată sub regimul lui Adrian Năstase. Nu vreau să spun că n-a existat corupție după Adrian Năstase, după 2004, dar acest triunghi fatal, business, politică și jurnalism, este un triunghi intoxicat de bani murdari. Vedem că e vorba și de personaje care vin din Italia, există. Trebuie să spunem un lucru. Bogdan Chiriac a fost în business între 2005-2008. În 2008 a ieșit dintr-un business. Un business care, într-adevăr, era cu povești din ăsta, cu telecomunicații, cu nu știu ce povești de genul acesta. Da? În orice caz, acum trebuie să lămurească treaba asta cu VBS Holding. Nu mai merge. Trebuie să spună. Dom'le, e semnătura mea, nu e a mea. Mi-au falsificat-o pe un document. Ce document e ăla? Aici apare. Haideți să încercăm tot așa.